Municipiul Slobozia a intrat de pe 13 noiembrie în carantină pentru 14 zile după ce numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 a crescut alarmant. Zona este păzită de forțe ale Ministerului de Interne, iar intrarea și ieșirea din localitate se face doar în anumite condiții, prin filtre MAI. Este permisă trecerea persoanelor care asigură aprovizionare cu marfa localităților, a celor care desfășoară activități comerciale sau agricole, celor ce oferă asistență persoanelor în vârstă, cu dizabilități sau bolnave, sau celor care au o urgență medicală. Începând cu această dată, se interzice în anumite condiții pătrunderea în municipiul Slobozia și părăsirea municipiului Slobozia de către cetățenii acestei localități, doar în anumite condiții stipulate în acest act normativ. Unde mergeți dumneavoastră? Acasă. Acasă unde? Gădărești. Gădărești. La Ploiești. În interes de serviciu. Trebuie să merg aici la un depozit să descarc niște marfă. După aceea merg la Brăila. Mai am și acolo de descărcat. Știați că veți fi oprit astăzi? Da, sigur că da. Mă rog, sigur că da, că na. Dar nu știu de ce oprește pe cei cu dube, adică suntem totuși transport, trebuie să fim în regulă. La miezul nopții, de îndată ce a fost instituită carantina, au existat și persoane care au circulat fără declarație asupra lor, au primit deocamdată un avertisment din partea polițiștilor.